Primarul municipiului Petroșani a respins printr-un comunicat de presă atacul vicepreședintelui Consiliului Județean Hunedoara referitor la modul în care au votat cetățenii Văii Jiului în 16 noiembrie 2014. Printre altele, Tiberiu Iacopriții a precizat că nu poate accepta catalogarea de către Tiberiu Balint a locuitorilor din Valea Jiului drept cetățeni naivi de mâna a doua. Resping în totalitate aceste afirmații legate de modul în care cetățenii din Petroșani și din Valea Jiului au votat. Am spus la modul cel mai clar că aceste acuzații și aceste catalogări pe care le face domnul Balint asupra populației și cetățenilor din Valea Jiului, cum că ar fi naiv, cum că ar fi fundul județului și așa mai departe, mi se par niște aroganțe total deplasate din partea unui om politic care vremelnic este și într-o funcție de conducere a județului, cu atât mai mult cu cât conducerea actuală a județului a ajuns și cu aportul cetățenilor din Valea Jiului. Cred că este periculoasă o astfel de abordare și ea ar trebui să nu se mai repete. Denotă o lipsă totală de respect din partea dumnealui față de cetățenii din Petroșani și din Valea Jiului. De asemenea, primarul municipiului Petroșani a dorit și să-i reamintească lui Tiberiu Balint că așa numiții naivi din Valea Jiului și-au adus un aport substanțial în 2012 la alegerea conducerii județului Hunedoara. Liceenii și elevii proveniți din familii cu venituri modeste au intrat în posesia sumelor oferite drept ajutor de către Ministerul Educației Naționale. Banii sunt oferiți cu titlul de bani de liceu, burse sociale sau burse profesionale. În ceea ce privește bursele sociale, elevii au intrat în posesia câte 450 de lei, bani aferenți lunilor septembrie, octombrie și noiembrie. Începând de ieri, elevii au putut să primească pe carduri sau cash, acești bani din bursele sociale sau din bursele bani de liceu, respectiv elevii de la școala profesională primesc cei 200 de lei din partea guvernului pentru că s-au înscris la această formă de învățământ. Liceul Dimitrie Leonida din Petroșani este una dintre unitățile școlare din Valea Jiului, unde studiază foarte mulți elevi proveniți din rândul familiilor cu probleme sociale. Avem un număr de 125 de elevi care beneficiază de burse sociale. La școala gimnazială numărul 2, care este în structură la unitatea noastră școlară, 106 elevi. Bursele, bani de liceu, îi primesc un număr de 44 de elevi, iar bursa de la școala profesională un număr de 99 de elevi. Condițiile impuse elevilor pentru a primi banii oferiți ca ajutor sunt în număr de două: să nu acumuleze prea multe absențe nemotivate și să nu aibă sub 7 nota la purtare. Liceenii din clasele terminale de la Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida din Petroșani nu se înghesuie deloc să participe la orele de pregătire suplimentară pentru bacalaureat. Asta în ciuda faptului că profesorii oferă, după orele de curs, meditații gratuite la toate materiile aflate pe lista examenului de maturitate. Noi avem programarea acestor ore de pregătire suplimentară afișată încă de luna trecută, de la începutul lunii octombrie. Din păcate, frecvența elevilor lasă foarte mult de dorit. Ei, din păcate, nu vor să beneficieze de acest sprijin pe care colegii noștri îl oferă. Lipsa de interes în pregătirea suplimentară nu vine doar din partea elevilor. Nici părinții acestora nu par prea interesați de viitorul copiilor lor. Dezinteresate sunt și familiile elevilor. Foarte puțini părinți au participat la ședințele cu părinții, la clasele terminale, și atunci eu zic că nici rezultatele școlare nu vor marca așa o creștere semnificativă, dacă familiile nu sunt implicate. Examenul de bacalaureat din vara anului viitor va debuta pe 8 iunie și se va încheia pe 3 iulie.
Conferențiarul universitar, doctor inginer Eduard Edelhauser, de la Universitatea Petroșani, a obținut abilitarea de conducător de doctorat în domeniul inginerie și management la nivel național. La instituția din Valea Jiului, un astfel de atestat nu a mai ajuns din anul 2007. Conducătorii de doctorat sunt fie profesori universitari sau cercetători științifici gradul 1, care au obținut acest atestat până în anul 2011, fie cadre didactice care au obținut atestatul în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale, numărul 1 din anul 2011. Este practic un moment de vârf al carierei mele profesionale și științifice. Practic este cea mai înaltă treaptă pe care se poate obține peste licență, masterat, doctorat. Practic doctorii se califică de către conducător de doctorat, iar conducător de doctorat, după apariția Legii Educației Naționale 1 din 2011, pot devin conducător de doctorat acei colegi, profesori, conferențiari și lucrări care obțin această abilitare. Deci abilitare în conducere de doctorat. Până la apariția legii, doar profesorii și cercetători științifici de gradul 1 puteau conduce doctorat dacă doreau acest lucru. În acest moment, chiar și șefii de lucrări, eu personal sunt conferențiar, însă am obținut săptămâna trecută, în cadrul unei susțineri publice la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, mi s-a conferit acest titlu de abilitat, doctor abilitat. Obținerea atestatului reprezintă un moment important nu numai pentru cel care l-a obținut, ci și pentru instituția de învățământ superior din Valea Jiului. Din 2007, Universitatea din Petroșani nu a mai acces la acest moment, deci nu au mai devenit conducători de doctorat. Ultimii colegi care au conducut doctorat au obținut în 2007 și vă spuneam că sunt convins că din acest moment mulți colegi, știu cel puțin 5-6 până în 10 colegi care își doresc acest lucru și sigur vor obține abilitarea și vom reuși ca la Petroșani să renodăm tradiția creierii de doctorate, pentru că la acest moment, din păcate, mai avem doar 4 conducători de doctorat sub 65 de ani și încă 12 peste 65 de ani. Tot respectul pentru domnile lor, vârsta își va spune cuvântul și e normal ca colegi de vârste mai tinere să facă acest lucru. Atestatul de abilitare și calitatea de conducător de doctorat se acordă prin ordin al Ministrului Educației la propunerea președintelui Consiliului Național de Atestare a titlurilor, diplomelor și certificatelor universitare. După înveloparea căminului numărul 5 și reabilitarea bazei sportive, conducerea Universității din Petroșani va trece și la alte investiții. Printre acestea se numără reabilitarea acoperișurilor de la două cămine, înființarea unui club studențesc sau îmbunătățirea dotărilor de care dispun căminele în care sunt cazați studenții. Ținând seama că la începutul anului acesta am făcut mici retușuri la anumite cămine prin care am încercat să reparăm acoperișul unora dintre clădiri. Anul acesta și în perioada următoare încercăm să reabilităm acoperișul de la căminul studențesc numărul 4, căminul studențesc numărul 5, cât și acoperișul de la baza sportivă, în speță sala de sport. De la solicitările cadrelor didactice de acolo, cât și ale studenților, încercăm să ne mulăm pe toate aceste solicitări să găsim rezolvările. Un alt lucru pe care încercăm noi să-l facem este să reabilităm anumite spații cu o destinație tot la fel directă pentru studenți și probabil v-ați adus aminte de spațiul unde a fost în trecut o discotecă și anume discoteca Lotus. Anul acesta, în perioada următoare, încercăm să reabilităm acest spațiu, să-l dăm în folosință studenților, să-l facem ca un club studențesc, în care la universitate există o sală de sport, dorim să o mutăm acolo, dorim să o amenajăm în perioada următoare dotările din acest spațiu, nu știm dacă reușim să le facem anul ăsta, dar cel puțin încercăm să facem încăperea prin care să o dotăm corespunzător, în care tinerii tot timpul liber să-și petreacă acolo sau când este vremea frumoasă și le permite în campus. Tocmai de asta dorim să mai refacem și tot în acea zonă, în perioada de primăvară, să amenajăm o terasă pentru studenți unde din cadrul universității să ducem un bufet unde să servească mâncare și băuturi non-alcoolice, iar studenții după ce termină cursurile sau în pauză să fie prezenți acolo la cele terase, să nu mai meargă în afara campusului. În același sens, încercăm să facem o investiție și într-o aripă a Universității din Petroșani la corpul administrativ A. Într-o laterală era mai de mult un bufet studențesc, acum acel bufet dorim să reabilităm, nu numai bufetul, ci toată aripa, dar tot în primăvară dorim să facem o terasă tot la fel pentru studenți și cadre didactice, în ideea în care dorim să atragem cât mai mulți studenți
pentru că în perioada următoare o să înceapă și o mediatizare excesivă a universității, prin care dorim să atragem cât mai mulți studenți. Tot până la sfârșitul lunii decembrie dorim să facem investiții în dotări pentru căminele studențești, prin care tot spuneam noi că vom face investiții cu referire, vom face investiții în dotările din cămine, și anume dorim să punem în cămine mașini de spălat, mașini de spălat să fie pe fiecare palier, mașini de spălat care vor fi cu fise, cu monede, achiziționarea lor se va face de la administrativ, de către student, și așa vor putea să le folosească. Dorim să achiziționăm frigidere care vor să fie pe capăt de palier, n-am stabilit încă o dată numărul, și mai dorim atât frigidere, cât plite, cât și lenjerie pentru studenți. Și un alt lucru pe care vreau eu să, și tot îl aminteam de la începutul anului, dorim să montăm într-unul din cămine, n-am stabilit încă în ce cămin, să montăm repartitoare de căldură, ținând seama că de la începutul anului am făcut această investiție în anvelopări, vrem să montăm într-un cămin și repartitoare de căldură, spuneam noi și spunem în continuare, ca studentul, locatarul, să plătească echilibrat în funcție de cât consumă căldură. Dacă până acum se plătește per cămin, se face o medie pentru fiecare student, încercăm de acum încolo să individualizăm fiecare consum pe fiecare cameră. Este o investiție minimală prin care încercăm să responsabilizăm studenții. De foarte multe ori ne confruntăm cu problema când este foarte cald, studentul în loc să oprească de la calorifer, de la robinet să fie mai rece, deschide geamul. Și atunci încercăm să îi responsabilizăm pe ei, iar dacă depășesc anumite lucruri, să plătească cât consumă. Cu această, unde vom pune această repartitoare, tariful energiei termice nu va mai intra în tariful de cazare și implicit scade tariful de cazare, dar va plăti separat. În momentul de față, intrând în acel tarif la coșul comun, studentul plătește în mod egal, fiecare student plătește în mod egal în camera în care stă. Noile investiții care vor fi efectuate la Universitatea din Petroșani vor fi posibile cu ajutorul banilor veniți din bugetul propriu și, mai ales, de la Ministerul Educației Naționale. În Petroșani, luna decembrie are programate mai multe manifestări, sărbători și celebrări. Prima dintre acestea va avea loc chiar pe 1 decembrie, cu ocazia Zilei Naționale a României. Pe 1 decembrie vom sărbători Ziua Națională în Parcul Carol Schröter. După ceremonia de ridicare a drapelului național, vom avea un mic spectacol de muzică populară organizat de către noi cu artiști locali, în special copii, și sigur vom servi fasole de post și fasole cu cârnați pentru cine nu ține post. Deci acestea vor fi manifestările, vom avea stegulețe tricolore pentru toată lumea care va fi prezentă pe data de 1 în Parcul Carol Schröter. Pe data de 4 decembrie va fi marcată ziua Sfintei Mucenițe Varvara, ocrotitoare a municipiului Petroșani, sărbătoare în vederea căreia a fost alocată suma de 2500 de lei. Cu această ocazie, pentru că Sfânta Varvara a fost declarată protectorul spiritual al municipiului Petroșani, vom organiza în data de 3 un concurs pe teme de religie, sigur legate de Sfânta Varvara, aici în primărie, cu elevii de la școlile generale, și sigur în data de 4 vor fi slujbele la Biserica Sfânta Varvara din aeroport și la Biserica Romano-Catolică. Spre sfârșitul anului va fi celebrat și tradiționalul Revelion al pensionarilor. Revelionul pensionarilor, așa cum am făcut și în anii trecuți, se va desfășura în perioada cuprinsă între Crăciun și Anul Nou, pe durata mai multor zile, în locațiile care există în oraș. Fiecare persoană care va participa la acest revelion va trebui să achite 25 de lei. Sumele necesare pentru organizarea tuturor manifestărilor din luna decembrie vor fi alocate de la bugetul local.